Salut, dragi prieteni, eu sunt Simbol, iar acesta este un nou episod din FIFA 15 România, cariera de jucător, bineînțeles, la echipa noastră, Barcelona. Am văzut că mulți dintre voi ați spus să nu mă duc la Manchester City, câțiva ați vrut să mă duc acolo, deci chiar nu știu ce să fac, sincer să fiu. Așa că o să văd ce oferte mai primesc și dacă Manchester City chiar vrea să mă cumpere, să mai dea oferte pur și simplu, hai să vedem. Ăsta tot vrea să mă folosească pentru că eu nu am mai jucat de ceva timp și chiar au ajuns foarte rău Barcelona, gen au coborât foarte mult în clasament, pentru că bineînțeles ei nu-l folosesc nici pe Messi, ei se cred deștepți mari tehnicieni în fotbal, dar ei de fapt nici măcar nu știu să facă o echipă și am primit o ofertă de la Manchester United. Chiar nu știu ce să fac, adică Manchester United e o echipă super bună. Este în Anglia, un campionat în care avem mai multe meciuri importante. Bineînțeles, nu știu dacă să mă duc sau nu, cred că Manchester United are nevoie mai mare de mine decât Manchester City. Cu tot respectul pentru echipa de la Manchester City, de la Manchester United, însă Manchester City are un buget imens, poate să aducă orice jucător din lume, așa că hai să încercăm să ajutăm echipa asta să ajungă cât mai sus în clasament. Ok, mulțumesc că mi-ați urat, bine ai venit. Și hai să vedem, avem un meci în FA Cup direct, să vedem dacă ne și folosește. O, ce mișto arată kitul ăsta de la Manchester United. Și să vedem dacă suntem în echipă și să vedem unde jucăm. Momentan nu ne-au făcut niciun obiectiv sau chestii de genul, așa că hai să vedem. Chiar arată mișto, să vedem care să jucăm. Cred că o să jucăm cu ăsta, da, arată foarte mișto. Și jucăm pe poziția de Clamâni, am luat poziția lui Di Maria și lui Mata. Deci chiar îmi place echipa asta, am făcut o decizie bună, pot spune. Acum putem să jucăm și noi pe poziția de Clamâni și să nu ne mai scadă pur și simplu mereu că nu stăm în unde ar trebui noi să stăm ca mijlocaș central normal. Acum chiar putem să stăm în atac, așa că hai să vedem ce s-a întâmplat în acest match. Așa, dragi prieteni, hai să vedem ce putem realiza în acest match. Chiar arătăm bine în tricoul celor de la Manchester United. Un campionat foarte puternic, un campionat cu foarte multe derbiuri, pur și simplu o să avem derbiuri cu Liverpool, derby cu Manchester City, derby cu Chelsea, derby cu multe echipe, Arsenal, nu știu dacă am spus. Și Tottenham e o echipă foarte bună, deci e un campionat mult mai echilibrat. Asta mi-a plăcut, practic. Vezi voi, în Spania aveam multe meciuri în care pur și simplu aș fi stat aș fi avut meciuri ușoare, gen aș fi câștigat cu 5-6-0, ați văzut și voi, au fost multe meciuri în care am câștigat fără prea mari probleme și atunci ce distracție, ce, nu știu, nu, e așa plictisitor să joci cu o echipă pe care o domini pur și simplu și chiar consider că Manchester United are o echipă frumoasă și cred că o să fie frumos cât stăm aici la Manchester United. Sper că vă place și vouă această decizie pe care am luat-o. Am luat-o pur și simplu pentru că Manchester United chiar are o echipă foarte frumoasă. Fanii sunt și ei, bineînțeles, la același nivel. Și da, vreau să văd cum ne descurcăm din nou în campionatul Angliei, campionatul de unde am plecat, pur și simplu, chiar din Liga a 4-a. A fost un parcurs frumos și în Anglia, așa că de-aia am vrut să ajung aici. Bineînțeles, o să mai trecem și pe la Barcelona, care bineînțeles nu o să uit niciodată, pentru că a fost echipa care, prima echipă mare care m-a adus pur și simplu și bineînțeles o să încerc să mai ajung acolo dacă ei o să mă mai dorească peste ceva sezoane. Bineînțeles nu am putut să aștept mai mult pentru o altă ofertă pentru că ați văzut și voi, venea ultima zi în care puteam obține un transfer și am zis bă frate, poate nu reușesc să obțin niciun transfer și așa să rămân la Barcelona. Nu știu, mi se părea gen, eu n-am nimic cu Barcelona, credeți-mă, eu aș fi rămas dacă ar fi fost după mine, puteam să rămân acolo și toată cariera, sincer să fiu. Însă am văzut că voi ați prefera mai mult să vedeți un campionat mai puternic. Și acum, nu știu, nu pot să spun neapărat că Spania are un campionat slab, pentru că ar fi o minciună totală. E un campionat bun, dar numărul de echipe bune din Anglia este imens, frate. Adică ai derby aproape, gen echipele astea mari au derby
aproape în fiecare zi, deci pur și simplu, deci e prea tare, frate, oricum, eu așa consider. Sunt multe echipe bune, aici orice echipă poate să facă o surpriză, nu e nicio echipă slabă, știți? În campionatul Spaniei, vă spun eu, sigur că mai erau și echipe slabe, bineînțeles sunt și acolo câteva echipe care pur și simplu joacă senzațional. Și bineînțeles și câteva echipe un pic mai micuțe care tot joacă bine. Aici am vrut să-l fac din un skill move așa de pe loc, să trec de el. Ar fost frumos, sincer, însă am cam riscat acolo. Și chiar când stau așa și mă gândesc, asta e chiar o echipă bună. E o echipă cu care cred eu că putem câștiga și Champions League, sincer vă spun. Și bă, ce bine e să fie așa de avansat, că mereu trebuia să stau eu așa în spate, să pornesc acțiunea din spate și îmi pierdeam toată stamina până ajungeam și eu să dau o pasă de gol sau poate chiar un gol. Să hai să vedem, poate reușim un asist sau un gol la debut, ar fi senzațional. Însă aici, băi, jocul e mult mai mișto, campionatul Angliei. Gândiți-vă că Hull City nici nu e o echipă foarte bună. Și totuși, văd că reușește să ne ia mingea destul de bine. Bineînțeles, ei sunt și foarte înalți din câte am observat. Oh, ce frumos l-am pus aici în cur pe adversarul nostru. Hai să ne așteptăm o pasă bună, avem doi atacanți senzaționali, Robin Van Persie și Rooney. Oud Firar, n-a reușit Mata acolo să facă ceva bun, însă hai să vedem, mingea rămâne la noi. Du-te măi, bă, ce făceam în show, mă, bă, voi ați văzut, mă, cum, doamne, pur și simplu el se uita la minge, bă, frate, îți ba joc. Se uita așa la minge cum ieșea în out, însă aici aș spală păcatele. Oh, și dau ureche acolo unei adversare în încercarea de a da o pasă. Însă nu înțeleg de ce ăsta stătea pe loc. Ok, aproape o pasă bună a lui Mata, care ar fi declanșat un contraatac foarte bun. Însă n-a fost să fie. Bineînțeles, o să fie un pic mai greu. Formația lor este una bună, însă trebuie să ne obișnim cu ea la început. Avem doi atacanți acolo în față, însă bineînțeles o să urcăm și noi. Hai să vedem aici, poate o pasă pentru Robin Van Persie, însă nu reușim să dăm acolo pasa și se termină și prima repriză. Nu reușim să facem mare lucru, însă trebuie să ne acomodăm și noi așa cu echiperii noștri. Uitați-vă și voi ce echipă bună, deci sincer vă spun acum, în apărare chiar simt că avem nevoie de întăriri masive, gen Lindegaard e un portar bun, însă ar fi nevoie de alt portar în locul lui, având în vedere că probabil l-au vândut pe De Gea, dacă nu este în primul 11, așa că, da, cred că ar fi câteva schimbări care ar putea fi făcute pentru a face echipa un pic mai bună. Hai să vedem aici un fake shot frumos și Firar să fie. Oh, bă, nici n-am văzut că mingea rămăsese la mine. Și dacă ați văzut, am făcut și overall 86, chiar sunt mulțumit pentru că am crescut și noi continuăm să creștem așa pur și simplu în fiecare an. Sper să facem, Firar sunt offside, sper să nu dea pasă, hai că n-a dat. Sper să creștem cât mai mult în fiecare an, să ajungem la un overall mare, poate chiar să ajungem cel mai bun jucător din lume. Ce frumos o să fie când deja o să începem să ne batem pentru balonul de aur, doamne, deci atunci chiar o să fie un privilegiu imens să ne batem acolo la trofeul balonul de aur cu jucători gen Ronaldo, Messi, bineînțeles dacă o să mai joace când o să ajung eu la un asemenea nivel, însă hai să vedem aici o pasă rapid, dacă dă, nu e offside, cred că a dat exact, perfect, hai să vedem o pasă aici și este, mamă ce am crezut că și dă la autogol, ar fi fost un assist, însă chiar nu contează așa de mult și uitați-vă acolo, Rooney este fair play și își ridică adversarul. L-am și pe Hamsik, opa, eu bat out, nici n-am văzut, mă uitam acolo la schimbare și chiar e super. Am mai luat un achievement doar pentru că am bătut out-ul. Mă bucur că mai bat și eu out-urile pentru că n-am prea bătut deloc la Barcelona și sunt achievement-uri pentru toate lucrurile care, chiar dacă par ele așa mici și neimportante, chiar sunt unele foarte importante, însă hai să vedem. Bineînțeles, aia mi-a dat doar ceva așa estetic, ca să zic așa, mi-a dat o chestie care, o bandă care s-o pui la încheietură, însă nu e ceva important, dar cu cât putem debloca mai multe chestii, cu atât ajungem mai departe în carieră și bineînțeles o să fie frumos așa să putem să ne adăugăm tot felul de accesorii noi și chestii de genul. Ok, aici văd o pasă genială pentru Robin Van Persie și avem un debut cu un assist. N-a fost o pasă dificilă, însă totuși am găsit acolo culoarul, l-am văzut că era liber. Și reușim să luăm din primul meci un asist.
O pasă de la o distanță destul de mare, eram cam aproape de jumătatea terenului, dacă nu mă înșel, da, destul de aproape de jumătatea terenului, am văzut că este liber și Robin Van Persie nu va arata de acolo. De, dacă nu mă înșel, el este stângaci, însă e un atacant de clasă cu siguranță și nu a avut nicio problemă în a finaliza acel șut. Hai să vedem aici, poate încă o nouă pasă, mamă ce bine plecase acolo Robin Van Persie, cred că e dezamăgit așa un pic că nu am pasat, însă chiar am vrut, ați văzut și voi, însă el n-are de unde să știe, Robin Van Persie poate mi-a, mi-a întors favorul, însă n-am reușit eu acolo să fac cea mai bună preluare, însă și pasa a fost un pic amânceată, sincer să fiu, ar fi trebuit să o dea un pic mai tare, pentru că avem viteza necesară. Cred că antrenorul ne-a băgat pe o formație mai defensivă din câte văd. Și cred că s-a dat avantaj, nu? Ah, nu, offside. Mi se păruse că îl faultasem acolo. Aici aproape să câștig la cap, însă totuși reușesc să iau mingea Rooney. Mamă, frate, hai mă. Deci dacă nu se grăbea să dea pasă din prima, plecasem eu acolo pe un culoar perfect și probabil ar fi fost un gol, nu știu sigur să zic, însă cine știe, cred că ar fi fost un gol care ar fi închis meciul pur și simplu. Opa, opa, Rojo, foarte bine. Cerem aici pasă și nu vine nimeni să ne ajute, însă cred că putem trece de acel fundaș. Hai să vedem, încerc să-l iau prin exterior, un fake shot frumos realizat și poate un gol la debut. Bară-mă, frate, băi, n-am văzut așa ceva. Însă finishing-ul nostru este clar mai bun, dacă aș fi făcut asta acum, să zic, 20 de meciuri, ar fi fost mult pe lângă. Atunci cred că aș fi putut da doar finals-uri și chestii de genul și alea ar fi fost slabe. Însă acum chiar am putut da un șut în forță și care aproape a fost și gol, așa că sunt mulțumit. Ok, hai să vedem, nu, mamă ce m-am speriat, dar cred că jucătorul nostru a respins acolo mingea. Dacă nu mă înșel, ba nu, este out, așa de prost a dat ăla cu capul. Sau poate chiar jucătorul nostru a respins, însă a respins în capul adversarului. Se întâmplă aici, autul este bătut greșit, nu reușesc să iau mingea, însă avem fundaș care văd că se descurcă și Chicharito Hernandez joacă și el din câte văd. Ok, se bate acolo, mamă, dacă și arată ăsta mingea, băi, ești nebun. Și dacă dă și pasă, a da, bă, ești, mamă, frate, ce fază a făcut Chicharito, mamă, bă, dar ne refuză portarul ăsta golul de debut. Ce frumos dădusem aici și mamă, cum a scos acolo. Poate ar fost mai bine să-l driblez sau ceva în genul. Haide, poate acum totuși un gol de debut. Nu-mi lua, mă, mingea, mă, mata, mă, fițar, mata să-ți fie. Aici, eu credeam că eram întors deja, însă am dat așa din întoarcere și bineînțeles am dat prost. Am ținut și eu un pic cam mult, trebuie să recunosc. Însă totuși a fost un meci bun, am luat deja primul nostru asist din primul meci și am avut două ocazii clare de gol. Una chiar a fost bară, iar alta o intervenție foarte, foarte bună a portarului advers. Sper că v-a plăcut acest episod și, bineînțeles, sper că vă place decizia pe care am luat-o de a veni la Manchester United. Suntem pe locul 3 momentan, însă avem șanse la titlu, asta e ok. Cred că o să câștigăm titlu dacă avem evoluții bune, cum am avut și la Barcelona. Cred că n-o să avem probleme în realizarea acestui obiectiv. Așa că nu uita, frate, la 80 de like-uri episod nou, așa că până data viitoare, eu sunt Simbol, salut!